Bine ați revenit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și cum astăzi este vineri, urmează weekendul, se impune un desert și încă ce mai desert, combinație de brânză și ciocolată. Pentru baza acestei prăjituri folosesc 250 de grame de făină, un ou de mărime medie, 5 grame de praf de copt, 130 de grame de zahăr, 2 linguri de cacao, 150 de grame de unt și puțin esență de rom. Într-un castron amestec untul. Eu l-am încălzit puțin în cuptorul cu microunde pentru că am uitat să-l scot din frigider mai devreme. Îl voi amesteca cu zahărul. Adaug un ou. Puțină esență de rom. Cacao. Praful de copt. Și renunț la mixer. Și restul de făină. Parcă ar mai fi nevoie de o lingură, două de făină, pentru că aluatul este destul de lipicios. Am nevoie de un aluat pe care să-l pot întinde foaie. Întind aluatul pe o hârtie de copt. Tava mea circulară are diametrul de 22 de centimetri și am desenat aici urma tăvii, dar voi întinde aluatul puțin mai mare să acopere un pic și marginile tăvii. Puteți folosi o tavă chiar un pic mai mare și de 24 de centimetri. Cam așa.
Și voi pune acum tava în frigider la rece până voi fi gata și cu umplutura acestei prăjituri. Și vă vorbeam de umplutură, pentru care voi folosi 500 de grame de brânză proaspătă de vaci, 220 de grame de smântână cu 20% grăsime, 80 de grame de ciocolată cu lapte în cazul meu, dacă aveți din aceea amăruie și mai bine, 100 de grame de zahăr, 4 ouă, 20 de grame de amidon, un plic de 8 grame de zahăr vanilinat și puțin esență de vanilie. Voi tăia ciocolata în bucăți mai mici. După care voi spuma cele 4 ouă cu zahărul. Adaug și zahărul vanilinat. Voi adăuga esență de vanilie, cam o lingură de esență de vanilie, smântână, brânza proaspătă de vaci. Voi adăuga și amidonul. Și umplutura este gata numai după ce adaug și ciocolata pe care am tocat-o eu. Amestec bine. Și o voi turna peste foaia așezată deja în tavă. Am pornit și cuptorul. Voi coace această prăjitură la 180 de grade pentru aproximativ 45-50 de minute. Atunci când prăjitura este coaptă, dacă veți mișca tava, umplutura nu va mai fi lichidă absolut deloc. Cu un cuțit tai aluatul de pe margini și îl îndoi așa puțin peste prăjitură, peste umplutură, aici, aici. După care pun câțiva fulgi de migdale deasupra și pun prăjitura la cuptor, vă spuneam, la 180 de grade pentru 45-50 de minute.
Am lăsat prăjitura după coacere să se răcească în cuptor fără a deschide ușa acestuia prea des, apoi la frigider pentru câteva ore. Rezultatul este delicios și foarte, foarte arătos. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână superb și să fiți veseli. Cu un strop de veselie trecem mai ușor peste toate. Nu ezitați să activați butonul subscribe și clopoțelul. În acest mod îmi sunteți alături și îmi ajutați și canalul. Ne auzim data viitoare la o altă rețetă.